Asta e curățenie orașului. În dezastru complet. În jurmurtărie, tineretul, dar nu tineretul, în general, oamenii s-au dezvățat să păstreze curățenia. Simțul gospodăresc că lipsă complet. Aruncă unde vor. Și asta pe mine mă deranjează. Asta mă deranjează foarte mult. Apă, canalizare. Gunoiștile este neautorizate peste tot, la marginea pădurilor, la marginea drumurilor. Greutățile, mai ales la bătrâni. Nu dau pensii la vreme. A doilea rând, asta ajutorul se dă prea târziu. Și a treia, căldura. Pentru căldură trebuie de plătit mult. Salariu mic. Mai ales la, eu sunt în sfera de învățământ, la învățători, la profesori, clar că nu le ajung bani, cum nu le ajung și mie. Că la noi prețul scă la Italia, chiar m-a trebuit de unde scot doamnă și a spus că eu vin din Italia, dar aici cheltuie toți banii, fiindcă prețurile mai ceva ca la Italia. Probleme cu bătrânii trebuie să ajutați. Șoferii e că au rămas fără lucru, în primul rând, într-a doilea. Lumea toare să jelui, că nu are cu ce se duce la lucru și la școală și copiii la grădiniță.